Astăzi este vineri, 19 octombrie 2012 și mă aflu în orașul Râmnicu Sărat din județul Buzău, acasă la domnul Ștefan Tudorancea. Bună ziua, domnul Ștefan! Să trăiți, bine ați venit! Știu că sunteți un veteran aici, colombofil în zonă, da. O persoană cu foarte multă experiență și cu rezultate bune obținute în decursul anilor. Da, așa este. Știu că ați fost și președinte la clubul de aici din zonă, dacă nu greșesc. 15 Valea Râmnicu. Spuneți-ne câteva detalii. Am început colombofilia din clasa 7-a și până la ora actuală, când am 65 de ani. Mulțumesc! Nu m-am îndepărtat de ea sub nicio formă, indiferent dacă m-a agreiat familia sau nu m-a agreiat cu ei, dar eu am mers pas cu ei. Mai vă aduceți aminte primii porumbei pe care ați avut? Da. De unde vi-ați procurat? Atunci am avut un cec, trei nemți și o unguroaică, care am putut să fac porumbei, care m-a costat atunci până 70, m-a costat 700 de lei un porumbel. Bani. 700 de lei. Bani. Era un porumbel atunci. Căi lanți m-a costat mai puțin, 350. Hai. Am avut rezultate frumoase din ei, care am zburat din Covici în Iugoslavia, am luat locul pe Râmnicu Sărat. Atunci cu porumbel la Vincovici, vinind făcând a doua zi dimineață. Da. Nu l-am văzut, dar seara nu l-am văzut, nu știu, nu m-am dus, că am fost schimbul 3 la fabrică și nu m-am dus seara ca să văd când era. După parcurs, am venit cu ei de într-altă parte, într-altă comună, am venit în satul Oreava aici, în comuna Valea Râmnicu, și ne-am desfășurat colombofilia mai departe. Pe parcurs am dezvoltat și porumbei, alte linii, s-au manifestat în sufletul meu ca să mai multiplic și alte linii. De exemplu, am luat Delbaru, care a fost cel mai, și acum nu pot să mă depătesc nici aia, care l-am putut să-l doresc cel mai mult. Deci o sușă de porumbei care la noastră a mers foarte bine, nu? Foarte bine. Cu aia am luat și am fost vicecampion în 81 la vicecampion național. Brava Varșovia. Așa, am avut rezultate, clubul 10 în Valea Râmnicu a fost și locul 5 ca club cel mai tânăr ființat, când era domnul inginer Sabo Paul, când era președinte al Asociației Centrale. Așa, mi-a dat și acum, am diploma de la el. O aveți? Da, sigur. Sus, pe acolo, și cupile și aia, dar n-am terminat și eu din cauza greutăților, n-am putut să termin acolo și la camera aia, ca să pot să o fac și eu. Știu. Biroul dumneavoastră, da, colombofil, să zicem, da, așa, nu? Să fac biroul ăla ca lumea și greutățile, necazurile, familia. Știu că a fost și președinte aici la club, da? Da, am fost. Câți ani de zi? Aia. Din 81, de când am luat ființă aici, de când am înființat, și până acum, în 2001, când s-a dizolvat din 3 unii membri, n-a vrut să mai rămână aici, s-a dus la 10-3 Râmnicu Sărat și s-a împuținat și membrii și am rămas ca un administrator al clubului, totuși nu-l dau cu decizia care o am înființată. Am înțeles că acum sunteți carsier, nu aici? Măcar că o să țin acolo. Da. Acolo. Cum era? Cum a fost atâția ani să fiți președinte? Era greu? Foarte greu. Să duci muncă de lămurire și cu mulți membri. Să faci și ceasuri mecanice, cum e acum, nu cum este acum astea lante electronice, ceasurile mecanice, nu știau cum. Era tineret, mult și nu știa să funcționeze cu ceasurile mecanice. Da. Și la ora actuală, care mă ocup la clubul, că sunt acum 70 de inci aici, care nu... Aveți 70 de oameni? Cu astea mecanice să umbli. Nu știi să le fixezi, să bage bandă, să semnezi, să facă... Și învățați. Da, și am învățat pe mulți dintre ei ca să aia. La ora actuală am fost campion general pe țară în 95 la expoziția națională la Sibiu, și ca crescător și ca... Și la porumbel. Și la porumbel. Cu două cupe, locul 1 pe țară am fost. Felicitări! Da, mulțumesc! În prezent, porumbei din, pe care îi dețineți, din ce sușe provin? Acum am ce mai aveți pe aici? Care am linii care am de Arden, da. Descampahasen care am de la inginerul Stănucă, la domnul inginer Stănucă care a murit, săracul, Dumnezeu să ierte. Delbaru a mers tot de la domnul Vâlcu, Dumnezeu să ierte. Crețulescu, care am avut de la, așa, de la Ionița Alexandru, deci, tot Delbar. Am avut, preferința mea este Delbarul care... De bază. Și ce faceți? Îl încrucișați cu alte linii, nu? Îl încrucișez cu alte linii, cu Van de Vege, cu Müller. Da. Care mi-a zis. Și Arden. Am Stichelbaut în ei, mai am Descamba Hastenu, am un Van Hei în ei, de la Ștefănescu Gheorghe, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, și da, cu ăsta.
a dus, care a fost niște păsări de suflet pentru și s-au adaptat bine aici la, la... S-a adaptat bine zonele noastre aici. Da. Condițiile astea, de aia. Categorii preferate, să înțeleg că categoriile... Categoriile mele preferate este demi-fundul și fondul. Demi-fundul și fondul, nu? Asta e, nu de viteză, nu prea, așa că nu avem păsări. Eu, unul special, nu preferă viteza. Cât timp vă permiteți în timpul sezonului de concursuri să mai stați printre ei să-i pregătiți ziua? Da, așa, două ore le am pe zi. Două ore le... Îți durați la văduvie sau la natural? La natural. Adică n-am condiții pentru văduvii, nu trebuie și un mijloc de transport, da, trebuie și medicamente, trebuie și cotesa, e adevărat pentru... Da, așa este. Așa e pentru asta, văduvia. Și mai trebuie să mai ai cineva din familie să-i fie dragă să stea să urmărească. Eu mă duc cu bicicleta ca să-i duc, dar acasă trebuie să-i urmărească cineva care sosește, cum sosește, ce trebuie să facă. E mai greu și cu bicicleta, într-adevăr, și cu bicicleta. Vă trebuie un mijloc de transport. La 5 km tot mă duceam și la ora actuală, la 65 de ani, tot mă duc. Da, e bine. Tot mă duc. E bine că aveți puterea asta încă. De aia, dar v-am spus, până când noi mai mișca, am spus și când noi pleca după fața pământului, am spus la copii că am două fete, am spus că noi pleca măcar un porumbel să-mi bat și mie acolo, o cutie acolo cu mine. Da. Că știu că asta a fost preferința mea în viața mea de atâția ani de zile, am spus. Asta îndrăgea, asta cea mai mică îndrăgea porumbii. Dacă era acasă, era sufletul meu și era ca un băiat. V-ar fi ajutat, nu? Foarte mult, foarte mult. Domnul Ștefan, unui tânăr care în prezent se apucă de porumbei, ce sfaturi ați da? Cu ce porumbei să înceapă? De unde să-și procure, dacă cu porumbei, cu pui sau cu porumbei maturi? Toți tinerii care au venit în cotez la mine și au văzut porumbei, întotdeauna le-am dat câte un pui sau cadou, un pui, da? La mine. E, și le-am dat sfatul. Întâi, ai răbdare. Nu că gata, am făcut porumbei, gata, zbor, îl omor, îl bat pe ăla, îl fac, îl drei, nu. Ai răbdare, timp și bani să aibă. Răbdare, timp și bani. I-am spus. Și atunci vei spune că vei face porumbei. Așa am fost și eu, exact, că am mai avut porumbei și de la Ludu. Ludu Vasile, de la Făgăraș. Tot așa. Am stat cu el de vineri seara, sâmbătă seara, duminică seara am plecat de la el. Și mi-a spus vorba asta. Am băut cu el numai și numai palincă. Dar nu mi-a dat un sfat, ce? Un sfat din ăsta columbofil, cum trebuie să faci linia asta, cum trebuie să faci. Mi-a arătat unde a fost, la Pied d'Ardenne, a fost până în Franța, a fost până Polonia, la Katowice, unde spune el, până Anglia, a fost până Belgia, a fost... Dar nu mi-a spus, păi, hai să faci cuplul ăsta de Stichelbaut, să-l faci cu Pied d'Ardenne sau cu Sion sau cu... Nu vă dezvăluia secrete din asta. Nu mi-a dezvăluit niciun secret. În două zile și două seri care am stat, ei, dar nu mi-a spus. Mi-a arătat linii, nu știu ce, porumbeii lui Pied d'Ardenne. Mi-a oferit porumbeii în expoziția din 83 la București, la Casa Scânteii, tot la fel. Mi-a oferit 6 bucăți. D'Ardenne original. Erau așa de bătrâni, de nu puteai să mai faci nimic cu ei. Da, să mai reproduci din ei, și da. Și ei tovarășul Tudoran ce zicea. Ei tovarășul Tudoran ce mi-a adus într-o clientă, ei, hai să mă pomenești, domnul Ian Sutoar și eu Ludo, zic, nu vă supărați pe mine, zic, dar ăștia sunt niște rebuturi. Da. Dați-mi o pereche de pui și să mai mulțumim, zic. Și a venit unul Șerbănescu de la Blaj și a zis, și băi Șerbănescu, îl cunoșteam și eu, îl cunoșteam și el, așa. Ia tu porumbei ăștia. Bătrâni, erau bătrâni, erau încărcați, genoși și... Nu mai, erau bătrâni în orice. Se reproducea greu din ei, probabil. Cred. Și n-am putut. Și am spus. Și am fost odată când am fost la el, mi-a dat un pui. Mi-a dat un pui. Am avut satisfacție și cu el. Era spre standard. Era din Ardintiei lui și din albaștea aia frumoși, care a avut ei locul 1. Vă plac mult și porumbei frumoși, care arată bine la mână, care au un penaj mătăsos, da, care... Bineînțeles că așa este și frumos și pentru zbor și ăla, care e ușor, penajul mătăsos să aibă, nu să fie penaj încrispat. Cum vă place să arate porumbelul? Da. Un porumbel așa, ideal pentru dumneavoastră? Talie mică, mare, mijlocie? Talie mijlocie spre mare. Spre mare, nu? Da. Talie mijlocie spre mic, nu mic. Întotdeauna așa. Aripa să fie lată, bogată. Aripa să aibă peianajul exact ca cum e delbarul și cum e ăsta Ardenul. Ian Ardenul, așa să aibă aripă, să aibă peianajul ca lumea, să fie echilibrat pe, și la peianaj, pe coacul lui care
greutate care culori să aducă. Culori preferate aveți la porumbei? Da, albaște, guți și roșii. Și roșii, da? Bălțați mai puțin, dar dacă sunt buni zburători, îi acceptați, da? Sunt buni zburători, îi accept. Dacă nu, al doilea an sunt desființați. Sunteți un crescător răbdător cu porumbei? Cam cât timp le acordați? Nu prea am răbdare, asta nu? E tot timpul. Poate dacă aveam răbdare, poate aveam mai multe copii. După câți ani eliminați din crescătorie, dacă nu vă convine? Da? Imediat. Și care e criteriul principal? Zborul? Rezultatele de la zbor? Rezultatele de la zbor. Nu contează familia, nu? Nu. Din care provine? E cum merge de albarul și aia de ce nu merge? De ce să pierdă aia la zbor și aia nu să pierde? De aia asta așa. De aia, că anul ăsta, de exemplu, am la demifon la viteză. Am patru bucăți care și-a făcut norma. Îi lanț pe aia, i-am... Îi eliminați care și-au făcut normele, da? Deja. I-am eliminat. I-am dat lui ăla, ei, mă, de coalea, fă și tu porumbei, i-am dat la alții, i-am dat o bucăți pe la Tămoiști, la un inginer Ștefănescu, i-am dat urma pe la Hereștia, de nou am dat iar pe acolo 6 bucăți, i-am scos de eliminat. Aveți mulți porumbei în crescătorie? Nu, 82 de bucăți. Cu tot, înseamnă da, matcă și zbor, cu tot, nu? Și tot mai scot, mai elimin din ei. Acum, tineretul, dacă năpârlesc, tot, acum... Toamna zburați pui, domnul Ștefan? N-am zburat. Anul ăsta nu? Niciodată. Și păstrați pe toți până primăvară, peste primăvară? Nu. Nu? După ce năpârlesc, încep să... Îi selectați la mână, nu? La mână, să-i mai elimin din ea, așa. Mai da. Dau și cadouri, întotdeauna, că așa e bine. Și eu am primit cadou și le dau cadouri acum și nu zic. Așa am făcut, de preferință. Asta este, că mai e timpul lor să de năpârlire pe foarte mult. Trebuie mâncare adevărată pentru năpârlire. Trebuie o leacă de medicament, vitamine, să aibă în apă, să astea, trebuie asta, hrana minerală, la ei ca să ai pentru... Îi întrețineți bine porumbei, nu? Da, pentru... Nu rabde de mult, nu rabde, nu astea, da. Mai degrabă rabde eu, de da. Foame, și ei nu rabde. Câți ani veți mai avea? Să dea Dumnezeu să trăiți 100 de ani. Ce vă mai doriți? 105 ani vă doriți? Așa. Bine. O să vin și la 100 de ani să vă iau. Aia 5 ani să povestesc ce am făcut între ăștia 100. Ce vă mai doriți de la viața columbofilă, de la carieră? Ce rezultate v-ați mai doriți să obțineți? Vreau să mai fiu iar încă o dată, să fiu la campion. Național? Național la fond. Să vă dea Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult și eu și dumneavoastră și la întreaga columbofilie. Da, am zis, zic, tot mai zbor până când doi mai fie din nou un campion național la fond și la maraton. Așa este să devină unui campion național? Da. E foarte bine și frumos, într-adevăr, când vezi că e o cupă, când aia și eu am văzut și m-a văzut și pe mine alții, am văzut și pe alții, am felicitat și pe mine m-a felicitat când am luat cupe, da. Medalii și asta, și în expoziție națională. Te simți așa mândru când vezi un porumbel crescătorului în expoziția națională, pe cea mai înaltă treaptă. Acolo, în exact. Sală. Și cel mai frumos, asta e. Și ultima întrebare, și foarte scurtă. Dacă v-ați mai naște a doua oară, v-ați mai apuca de porumbei? Da. Cu siguranță, nu? Foarte. E pasiunea mult prea mare, nu? Prea mare și frumoasă pentru... Foarte. Asta m-aș apuca și dacă aș avea bani mai mulți. Când eram în servici, aveam parcă bani mai mulți. Dar când era columbofilia mai grea? În vremea tinereții noastre sau acum? Cum vi se părea mai... Acum. Acum mai, când sunt pensionat. De ce? N-am bani. Nu sunt bani ca să... Nu sunt bani, că pentru ce ține să mai schimb și eu, să mai mă duc, mai aduc și eu un porumbel ca lumea, să mai aia, că toți ziceți că... Nea Ștefan, și că... Ce? A fost odată, bă. Dar am zis, zic, vreau să zbor 105 ani cu voi, să vă văd și pe voi campion general. Am zis, nu mă las, zic... Pe bicicletă, viu cu ei, unii s-au mutat, unii aia, mă, cu bicicleta, zic, am făcut atâția ani zile de columbofilie, zic. De 40 ceva de ani, am făcut columbofilie cu bicicleta, zic. Dar vreau să vă văd și pe voi ăștia care spuneți că ce a făcut Nea Ștefan, că ai luat un loc cu unul la un concurs, aia nu. Bobocii să numără toamna. Toamna. Când ai tras linii și ai adunat punctele, atunci să vede că ești campion. Nu că am luat. Așa am luat și eu la un Rosenberg, un loc cu unul, că și pe Buzău și pe Râmnicu Sărată, când au zis că a venit la mine. Da, da, a venit. Așa s-a fost porumbele la Rosenberg. Da, da. Dar aici n-a venit constant. Da. Astăzi a venit. Și a prins două Rosenberg și un Presov masculul care e de Evanghelie cu descambalase. Și da. Mulțumesc lui Dumnezeu. Până acum am... Domnul Ștefan, vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Vă doresc mult
Succes și multă sănătate în continuare, da. Să ajungești nu la 105, la 110 dacă se poate. Da, spus 105 ani. 5 ani să povestesc ce am și o să mai trăiesc până atunci să vin să mai voi un alt interviu. Să trăiți și dumneavoastră numai bine și să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Sănătoși. Cu stimă toate cele bune, domnul Ștefan. Mulțumesc foarte mult.